găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Noi detalii privind sănătatea mentală și cea emoțională sub asaltul valului 4 al pandemiei de coronavirus. Informații și recomandări pentru o bună sănătate orală, într-o nouă rubrică La dentist cu Dr. Leho. Calitățile curative ale fructului acai și o mască naturală pentru ten bună de aplicat în această perioadă, la rubrica de remedii naturiste. În octombrie a fost marcată Ziua Mondială a Sănătății Mentale, dar avalanșa de probleme și presiuni provocate, printre altele, de pandemie, de gâlceava guvernanților, de valul sufocant al scumpirilor sau pur și simplu de necazurile fiecăruia, ne pun la grea încercare starea psihică și emoțională tot anul. Frica aia normală care ne păzește de necazuri tinde să devină patologică și de aici și până la afectarea serioasă a minții nu e decât un pas. Vă invit să urmăriți un nou episod privind analiza sănătății mentale a omului în conjunctura actuală, realizată de psihologul clinician Cristina Trepcea, analiză care include și soluțiile pentru echilibru. Durerea este obligatorie, însă suferința este opțională. Suferința vine din interpretările pe care noi le dăm momentelor în care ceva ne doare, indiferent dacă ne doare fizic sau emoțional. Și o durere care poate să dispară în câteva minute poate să ne domine și să ne modifice viața și să ne afecteze alegerile și relațiile prin suferința pe care noi o creăm, din interpretările pe care le dăm unui moment de suferință. Vă dau un exemplu. Să spunem că eu aș cădea acum de pe scaunul pe care stau așezată. Durerea acestei căzături probabil că mi-ar afecta posteriorul pentru câteva secunde. În schimb, mintea mea ar spune, vai, m-a văzut toată lumea, m-am făcut de râs pentru eternitate, înseamnă că nu sunt bună de nimic, înseamnă că nici măcar pe scaun nu sunt în stare să stau. Și se trezesc tot felul de programe pe care eu le-am pitite în diverse părți ale minții mele și pe care le-am adunat pe parcursul dezvoltării mele din copil în adult, momente în care mi s-a spus că nu sunt bună destul, că nu sunt în stare să fac aia, că, nu știu, tot felul de lucruri pe care cu siguranță le-am auzit cu toții despre ce suntem noi în stare să facem și mai ales despre ce nu suntem în stare să facem. Și iată cum o durere de câteva secunde se transformă într-o suferință care mă poate afecta ani de zile, poate chiar pe toată viața. Iar aici deja nu mai vorbim despre sănătatea fizică, vorbim clar despre sănătatea mental-emoțională, care este de fapt făcută din interpretările pe care noi le dăm și din felul în care trăim în urma lor. Este alegerea noastră cât de mult ne uităm la televizor, cât de mult citim toate veștile îngrozitoare care abundă în mediile din care noi ne informăm. Este în regulă să vrem să fim informați, nu este în regulă să fim înnecați în informație. Creierul nostru nu este capabil să distingă veridicitatea unei informații. Noi avem nevoie să gândim cu o minte trează și echilibrată și să ne facem alegerile în așa fel încât să protejăm capacitatea noastră limitată de a alege, mai ales atunci când îi dăm minții o grămadă de informații din care nu mai poate să aleagă. Atunci când alegem să citim tot ce se poate citi și să tragem în interiorul nostru atât de multe informații încât nu mai suntem capabili să distingem ce e adevărat, ce nu e adevărat, noi ne vom simți efectiv înnecați în ceea ce pare să fie informație, dar este o sursă incredibil de păguboasă de motive de frică.
Vedeți, frica asta este, spuneam, este ca un fel de boală autoimună. Știm cu toții că se spune că cea mai bună apărare este atacul. Observ, așa cum ați spus în întrebarea pe care mi-ați adresat-o, că este ceva absolut dinamic care pare să se întâmple la nivel social și nu putem să nu facem o legătură între această creștere a agresivității sociale și ceea ce se întâmplă pe scena mondială. Acum e foarte ușor, toată lumea face asta, hai să arătăm cu degetul pe cineva din politica din România. Dacă suntem suficient de sofisticați, mai arătăm cu degetul și în politica mondială. Dăm vina pe companiile farmaceutice și probabil că avem dreptate. Dăm vina pe cei care conduc lumea și își împart teritoriile în acest nou război mondial și probabil că am avea dreptate. Eu mă întreb, fără să cer nimănui să facă așa cum fac eu, cui folosește? Cred că singurul lucru pe care putem să-l facem este să ne gândim la cum pot face eu ca ceea ce mă afectează pe mine să mă afecteze cât mai puțin în rău și cât mai mult în bine. Atunci când ceva îmi face rău, ceva pare să mă amenințe, dar nu este un inamic cunoscut, văzut, pe care îl pot atinge, pe care să-l înțeleg, atunci frica mea este cu atât mai mare. Mă hrănesc cu toate nenorocirile pe care pot să le aud în iluzia că lucrurile astea m-ar putea face să mă protejez ceva mai bine. Iluzie, cred că am zis foarte corect, pentru că avem impresia că cu cât cercetăm mai mult, bineînțeles, de la televizor sau din mediile de informare, cu atât am impresia că știu mai puțin, ceea ce spune stânga se contrazice cu ceea ce spune dreapta și singurul lucru real este frica mea tot mai mare. Această frică mă face extraordinar de vulnerabil, iar vulnerabilitatea asta mă face să fiu într-o defensivă permanentă. Și de aici cea mai bună apărare, atacul. Ăsta este motivul pentru care oamenii sunt extrem de agresivi peste tot unde ne întâlnim cu ei. Oamenii se ceartă mult mai rău și pentru nimicuri, în bătătură, în bucătărie, în sufragerie. Părinți se ceartă cu copiii, copiii se ceartă între ei. Relațiile parentale, relațiile dintre profesori și copii, totul este pur și simplu otrăvit de o agresivitate care nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în bătătură, în bucătărie, în sufragerie, la locurile noastre de muncă, în autobuz. Vreți să evitați necazurile provocate de o dantură bolnavă? Vă doriți o dantură funcțională și un zâmbet frumos? Informații și sfaturi imediat într-o nouă rubrică La Dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Ce înseamnă refacerea totală a danturii în 24 de ore? Înseamnă că în aceeași intervenție facem extracțiile dinților irecuperabili, refacem osul și punem și implanturile dentare. Este o intervenție atent planificată. De la început știm cum arată osul în 3 dimensiuni pentru că facem un computer tomograf care ne arată exact unde inserăm implantul, ce traiectorie trebuie să aibă nos ca să fie o poziție bună, predictibilă, iar acel implant să reziste pentru toată viața. Există un sistem special de implanturi care oferă posibilitatea reabilitării întregii danturi cu un număr relativ limitat de implanturi dentare. Sistemul se numește dinți fix în 24 de ore și prin aceasta pacientul care este în situația iminentă de a rămâne edentat total sau este deja edentat total, adică nu mai are absolut niciun dinte, putem în aceeași intervenție să inserăm implanturile dentare, să reparăm osul afectat
și să amprentăm situația și poziția implanturilor astfel încât colegii noștri la protetică a doua zi să monteze dințișorii provizorii. Acest sistem oferă posibilitatea de a obține o dantură fixă în 24 de ore. În mod normal, pacienții vin la noi cu dinți afectați, care nu mai pot fi restaurați, folosiți, sau cu edentațiile deja vechi. Și în aceeași intervenție realizăm extracția tuturor dinților afectați și a infecțiilor de la vârful rădăcinilor acestora, curățând astfel și reușim să obținem o bază stabilă și sănătoasă peste care putem construi ulterior. Tot în aceeași intervenție se realizează și inserarea implanturilor dentare. Tot în aceeași intervenție realizăm și repararea osului afectat. Iar la sfârșitul intervenției, pacientul este amprentată poziția implanturilor, urmând ca a doua zi colegii de la protetică să livreze o dantură completă ce se va înșuruba pe implanturile montate de noi cu o zi în urmă. Procedura este recomandată absolut oricărei persoane care se află în iminența de a rămâne fără niciun dinte. Am avut pacienți de 34-35 de ani aflați în iminența de a rămâne fără absolut niciun dinte, ba mai mult, chiar la ambele maxilare. Pacienți de 60-70-80 de ani care ajung în ipostaza asta. Practic, sistemul acesta nu discriminează pe nimeni și ori de câte ori ne întâlnim cu situația în care niciun dinte nu mai poate fi salvat, putem apela la această soluție. Prima etapă pe care noi o urmărim la vindecarea după inserarea implanturilor dentare este la o săptămână. Este momentul în care după intervenția chirurgicală noi vedem prima dată și pacientul și scoatem cea mai mare parte din firele de sutură. Este o etapă intermediară de vindecarea gingiei, ce acoperă osul, iar etapa finală de vindecare a gingiei se plasează undeva la 3 săptămâni. Este momentul în care pacientul se întoarce la un nou control la noi și momentul în care scoatem niște fire pe care le punem cumva un pic mai profund și care ne ajută la procedura de a repara osul. Elementul final de vindecare implică vindecarea osului și a osului ce înconjoară implanturile și acest fenomen se produce la 6 luni. Acela este momentul care coincide și cu posibilitatea ca lucrările provizorii montate a doua zi după intervenție să fie înlocuite cu lucrări definitive, cu proprietății fizice și estetice extrem de asemănătoare structurilor dentare naturale. Una dintre cele mai des întâlnite infecții dentare este abcesul. Poate să apară la baza dintelui, în jurul rădăcinii sau în spațiu dintre gingie și dinte. Netratat la timp, acesta se poate extinde la țesuturile învecinate, cauzând infecții extrem de grave. Infecțiile dentare pot apărea în urma unor carii nerezolvate la timp, pentru că această carie evoluează și ajunge la nerv în timp, iar atunci când ajunge la nerv nu mai avem ce să facem decât să facem tratamentul de canal. O altă cauză poate fi un traumatism, o lovitură sau un șoc puternic asupra dinților de la maxilar sau de la mandibulă. Aceste rezultate se pot vedea fie imediat, fie în timp, uneori chiar și după mulți ani. O altă cauză poate fi și igiena precară, atâta timp cât periajul nu este corect efectuat și nu se îndepărtează placa dentară, suntem predispuși la apariția infecțiilor dentare. Cele mai comune simptome apar la nivelul gingiei, gingia se inflamează, devine roșie, mai poate apărea abcesul dentar, adică avem așa un fel de guguloi de puroi care apare la nivelul gingiei, mirosul neplăcut, uneori chiar și apariția febrei, bineînțeles durerea, care poate fi strict localizată sau se poate generaliza, se poate întinde și la ceilalți dinți, poate chiar și la maxilar și merge spre ochi sau gât. În primul rând, nu e bine să lăsăm infecțiile dentare, chiar dacă noi nu avem o simptomatologie acută, adică dacă nu ne doare, dar în urma consultului la stomatolog știm că avem niște infecții dentare, ar fi bine să le tratăm, pentru că altfel durerile pot apărea, chiar dacă în momentul de față nu le simțim, iar aceste dureri pot evolua, se pot întinde atât la dinții de lângă, cât și la nivelul maxilarului, mandibulei și ne poate dura toată zona, toată cavitatea. Pe lângă asta apar sângerările gingivale, care vor fi mai pronunțate,
și, bineînțeles, inflamarea gingiei. Bineînțeles că poate apărea și puroiul, fie iese dintre gingie și dinte, fie apare abcesul dentar ca sub forma unui guguloi de puroi la nivelul gingiei. Infecția dentară o tratăm în primul rând prin tratamentul endodontic, prin tratamentul de canal. Prin tratamentul endodontic tratăm cauza, faptul că acolo avem o infecție. Însă simptomatologia o tratăm cu medicație prescrisă de medic. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Proprietățile terapeutice ale fructului acai și o mască naturală pe bază de pere, bună de aplicat toamna. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Acai, fructul palmierului brazilian cu același nume, este o adevărată farmacie verde în miniatură. Printre altele, previne și tratează boli, energizează, combate efectele poluării și chimicalelor în organism și ajută în curele de slăbit. O mască naturală din pere, smântână și miere face pielea ca mătasea. Calitățile curative ale fructului acai și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre acai, palmierul brazilian, ale cărui fructe sunt un adevărat rezervor de substanțe benefice pentru organism. Se spune că fructele mici, asemănătoare coacăzelor, ar fi apărut din lacrimile fiicei unui șef de trib amazonian, îndurerată de suferințele oamenilor din jurul ei afectați de foamete. De aceea, sunt supranumite și fructele care plâng. Brazilienii consumă din vremuri străvechi fructele de acai pentru prevenirea îmbolnăvilor, pentru încetinirea procesului de îmbătrânire, pentru energizarea organismului, dar și pentru accelerarea vindecării după diverse boli. Fructele conțin 90% semințe și doar 10% pulpă. Își pierd din proprietăți la 48 de ore după ce sunt culese, așa că pentru a-și păstra integral bogăția de vitamine și minerale, sunt uscate sau congelate imediat după recoltare, apoi sunt transformate în pudră. Din fructele proaspete de acai se poate prepara însă și suc. În urma cercetărilor, oamenii de știință au ajuns la concluzia că acai este mai nutritiv decât laptele crud de vacă. Micuțele fructe conțin lipide și proteine și au o concentrație foarte mare de fibre, minerale și vitamine. În ceea ce privește vitaminele și antioxidanții, concentrația este de 10 ori peste cea din struguri și de 2 ori peste cea din afine. Despre acai se știe că asigură necesarul organismului de proteine, fibre, vitaminele B1, B2, B3, C și E, calciu, potasiu și acizi grași, omega-6 și omega-9. În urma studiilor științifice s-a constatat că acai are un efect extrem de puternic și eficient în combaterea radicalilor liberi și în protejarea celulelor față de îmbătrânirea prematură și degenerare. Fructele de acai ajută la prevenirea sau tratarea problemelor sistemului cardiovascular și au rol adjuvant în terapia cancerului. De asemenea, acai întărește imunitatea și reduce efectele nocive ale aditivilor alimentari, fumului de țigară ori poluării. Același efect îl are și în cazul expunerii la radiațiile ultraviolete. Acai este un aliat de nădejde și în lupta cu kilogramele în plus. Asta deoarece fibrele și acizii grași din aceste fructe scad pofta de mâncare și îmbunătățesc metabolismul prin reducerea acumulării de grăsimi și simultan prin accelerarea arderilor. De asemenea, cresc energia. Micuțele fructe sunt utilizate însă și în industria cosmetică pentru prepararea cremelor anti-îmbătrânire. Atenție! Persoanele care suferă de alergii, cele cu afecțiuni cronice severe ale ficatului sau rinichilor și diabeticii, ar fi bine să evite consumul de acai. De asemenea, este contraindicat consumul excesiv, din cauza că poate provoca o creștere în greutate. Este momentul să ne ocupăm de frumusețe și vă propun astăzi o mască naturală pe bază de pere, că tot este sezonul lor.
Ca să o preparați, aveți nevoie de o jumătate de pară de mărime medie dată pe răzătoare, o lingură de smântână și o linguriță de miere. Amestecați bine ingredientele, apoi aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa un sfert de oră, apoi clătiți cu apă călduță. Masca din pere, miere și smântână are efect de hidratare, curățare și hrănire în profunzime. Pielea rămâne catifelată și strălucitoare. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că până în secolul al XIX-lea, oamenii care nu mâncau carne, adică vegetarienii, erau numiți pitagorici? Asta de la marele filozof și matematician Pitagora, care consuma doar pâine, legume și miere. Știați că bambusul este planta lemnoasă cu cea mai rapidă creștere? Ei bine, bambusul poate crește cu până la 90 de centimetri într-o singură zi. Știați că, potrivit studiilor sociologice, bărbații și femeile cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani sunt mai expuși la stres și la stări de anxietate? Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!